Bună ziua, dragi elevi! Mă numesc Florea Leona, profesoară de limbă și literatură română. Suntem la lecția 5-a. Subiectul pe care îl vom discuta astăzi este recapitularea, și anume utilizarea gramaticală a virgulei în cadrul propoziției și a frazei. Dacă vă reamintiți, la lecția precedentă ne-am oprit la utilizarea virgulei în propoziție. Astăzi, la lecția a 5-a, vom lucra cu utilizarea virgulei în frază. Fiți atenți! Se utilizează virgula în frază, în primul rând, pentru a separa propozițiile coordonate juxtapuse. Ce înseamnă propoziții coordonate? Sper că v-ați reamintit. Sunt propozițiile de același fel, principale. De aceea, ele sunt legate prin virgulă, deoarece nu s-au folosit cuvintele sau elemente de relație. Exemplul propus pentru analiză. Gluma oamenilor te încălzește, scurtează depărtările, sporește lucrul, potolește foame și setea, biruiește orice greutate. Ce observăm noi în acest caz? Avem utilizarea virgulei în următoarele cazuri. Gluma oamenilor te încălzește, prima virgulă. Scurtează depărtările, virgula a doua. Sporește lucrul, virgula a treia. Potolește foamea și setea, virgula a patra. Ce observăm noi? Avem o frază alcătuită din mai multe propoziții. Gluma oamenilor te încălzește, prima propoziție, scurtează depărtările, a doua propoziție, sporește lucrul, propoziția a treia, potolește foamea, propoziția a patra și biruiește orice greutate. Ce am observat noi? În cadrul acestei fraze sunt propoziții de același fel, propoziții principale. Am observat că nu sunt utilizate niciun element de relație. De aceea, virgula are rolul de a lega aceste propoziții coordonate. Dacă am omite virgula, am putea să utilizăm noțiunea sau elementul de relație și gluma oamenilor te încălzește și scurtează depărtările și sporește lucrul și potolește foamea și sete și biruiește orice greutate. În cazul când elementele de relație sunt absente, propozițiile sunt coordonate, în acest caz ele sunt legate prin virgulă. Deci, definiția 1 se referă la separarea propozițiilor coordonate juxtapuse. Regula numărul 2. Se utilizează virgula în cadrul frazei pentru a separa propoziții coordonate legate prin conjuncții adversative. Dar, iar, însă, ci și cu sens de dar. Fiți atenți! Conjuncția și cu valoare de dar. Urmărim exemplul. Trăind în cercul vostru strâmt, norocul vă petrece. Elementul de relație ci, ci eu în lumea mea mă simt nemuritor de rece. Ne reamintim, înaintea conjuncției coordonatoare adversative ci se pune virgula. Am observat că în cazul când avem conjuncțiile coordonatoare dar, iar, însă, ci și cu sens de dar, întotdeauna în prepoziție față de aceste conjuncții se utilizează virgula. Regula numărul 3. Se utilizează virgula în cadrul frazei. Fiți atenți, încă o dată lucrăm cu fraza. Pentru a separa propozițiile coordonate introduse prin jonctivele repetate și, nici, sau, ba, ori, fie. Exemplul pentru analiză.
Azi vine Rusanda și avem primul și din nou trăsnește ușurel mătura în mâinile ei și din nou vuiește focul în sobă și din nou umblă mâța prin casă. Ce am observat în acest caz? Dacă ne reamintim prima regulă, înaintea conjuncției și, niciodată nu se scrie virgula. În ce caz? În cazul când e folosit doar o singură dată în frază. În cazul când se reia conjuncția și, începând cu a doua conjuncție, se pune virgula. Deci, regula numărul 3 ne reamintește că în momentul când junctivele și, nici, sau, ba, ori, fie se repetă de două și mai multe ori, înaintea lor, întotdeauna, punem virgula. Regula numărul 4. Se folosește virgula în cadrul frazei pentru a separa propozițiile coordonate introduse prin și anume următoarele elemente de relație. Adică, anume, deci, așadar, prin urmare, în concluzie, în consecință, de aceea, drept care, ca atare, ca urmare, va să zică cu valoare de deci. Aceste elemente de relație necesită ca înaintea lor să se placeze virgula. Exemplu pentru analiză. S-a dus amorul, un amic supus amândorora și observăm elementul de relație deci. Deci cânturilor mele zic adio tuturora. În cazul când am observat că apare elementul acesta de relație, sigur că în fața lui voi scrie virgula. Se utilizează virgula în cadrul frazei între propozițiile subordonate atributive explicative. Ne reamintim că în gramatica limbii române avem două tipuri de atributive. Atributive explicative și atributive determinative. Virgula se utilizează doar pentru propozițiile atributive explicative. Ce înseamnă explicative? Care aduce o explicație suplimentară. Adică, la omiterea ei din frază, fraza nu își pierde sensul. Încă o dată, se utilizează virgula în cadrul frazei între propozițiile subordonate atributive explicative și regenta lor. Exemplul. Patriotismul este simțământul activ și covârșitor al generațiilor actuale, care binecuvântează părinții, moșii și strămoșii. Ați observat că, cu nuanță roșie, am scris propoziția subordonată atributivă explicativă. În acest caz, înaintea acestei subordonate atributive explicative, întotdeauna se pune virgula. Regula numărul 6. Se utilizează virgula în cadrul frazei pentru a separa propozițiile completive, directe și indirecte, și cele circumstanțiale plasate înaintea regentei. Să urmărim următorul exemplu. Ce știu, nu vreau să țin secret. Avem completiva directă. Ce știu, care se află înaintea termenului regent exprimat prin verbul predicativ. În acest caz, când se află înaintea verbului predicativ, care reprezintă și termenul regent, completiva directă va fi marcată prin virgulă. Că va ploua,
Nu sunt sigură. Nu sunt sigur de ce? Că va ploua. Deci, avem o subordonată completivă indirectă. Deoarece se află în prepoziție față de verbul predicativ, care reprezintă și termenul regent pentru propoziția 1, am plasat virgula. Exemplul 3. Unde este minte, este și noroc. Este noroc unde? Unde este minte? În cazul acesta vorbim despre o propoziție subordonată circumstanțială de loc, care se află în prepoziție față de termenul regent, de aceea și s-a pus virgula. Definiția a șaptea. Se utilizează virgula în cadrul frazei pentru a separa propozițiile subordonate condiționale, fiți atenți, le-am scris și cu altă nuanță, condiționale, finale, cauzale, consecutive și concesive, indiferent de poziția lor față de regentă. Adică pot să fie în prepoziție sau în postpoziție față de regentă, în orice caz ele sunt separate prin virgulă. Să urmărim exemplele. În caz că nu vii, anunță-mă. Observăm subordonata circumstanțială care se află înaintea termenului regent, de aceea și s-a scris virgula. Alexis se închină profund Margaretei cu ce scop? Pentru ca să-și ascundă tulburarea. Observăm că este plasată virgula înaintea subordonatei circumstanțiale finale. Exemplul 3. Și fiindcă pe Oșlobanu toți aveau ciudă mai mare, lui am făcut pocinog întâi. I-am făcut pocinog întâi din ce cauză? Fiindcă pe Oșlobanul toți aveau ciudă mai mare. Ce am observat? Că subordonata circumstanțială cauzală se desparte, se separă prin virgulă de propoziția regentă. Următorul exemplu vorbea așa de repede încât nu-l puteai urmări. Care e consecința că vorbea repede încât nu-l puteai urmări? Ce am observat? Că următoarea este subordonată, circumstanțială, consecutivă. Și următorul exemplu, Moș Ion Roată, cu toate că se învrednicise a fi acum printre boieri, nu avea ascunzători în sufletul său. Ce observăm de data aceasta? Cu culoare verde am marcat subordonata circumstanțială concesivă care este intercalată în propoziția regentă. Moș Ion Roată, cu toate că se îndrednicise a fi acum între boieri, propoziția a doua, nu avea ascunzători în sufletul său, propoziția întâi. Nu avea ascunzători în ciuda cărui fapt, că cu toate că se îndrednicise a fi acum printre boieri. Observăm că propoziția a doua este subordonată, circumstanțială, concesivă, intercalată în propoziția regentă și care se separă prin virgule. Deci, ce v-am demonstrat în acest caz? Că subordonatele circumstanțiale, condiționale, cauzale, finale, consecutive și concesive se separă prin virgulă de propoziția regentă, necătând la poziția sa față de aceasta.